Interesant de știut referitor la golf că 70% din joc se petrece sub 100 de metri. Sunt convins că veți auzi cel puțin, dacă nu ați auzit deja, de Tiger Woods, miliardar în euro din golf. Acest om se antrenează 12-15 ore pe zi pentru a obține astfel de sume și 70% din timp îl dedică jocului scurt. V-am spus aceste amănunte doar ca să aveți un argument în plus pentru care să vă antrenați la jocul scurt. Suntem în apropierea greenului. Ce numim green este destinația fiecărui traseu. Observați dumneavoastră că e o diferență. Iarba de aici, gazonul de aici este mult mai jos, mai scurt tuns decât acesta. Pentru a determina mingea să ajungă cât mai aproape de steag, într-un mod frecvent și ușor, vom exersa un anumit tip de mișcare. Și anume, în primul rând, trebuie mai întâi crosa să atingă mingea. Dacă crosa nu va atinge mingea, ea va sări și va fi foarte greu de controlat. Va fi foarte ușor să pierdem din vedere steagul, să nu ajungem la destinație. Deci ce ne interesează să obținem aici este ca mingea să zboare o treime din distanță și apoi două treimi să ruleze către steag. Pentru a obține lucrul acesta, spuneam că mai întâi crosa trebuie să atingă mingea. Punem crosa lângă minge, așezăm mingea în spate, chiar pe piciorul drept. Ne asigurăm că mâinile sunt mult în fața crosei, în afara buzunarului stâng. De asemenea, important este ca greutatea aproape toată să fie pe picior stâng. Dacă doriți, puteți să faceți și în maniera aceasta. Să așezați piciorul drept ca să vă asigurați că în piciorul stâng se află toată greutatea corpului. De aici ducem în spate și în față crosa. Spuneam că este important să atingă mai întâi mingea. De data asta am atins mai întâi pământul și observați, mingea s-a dus foarte puțin. Mă interesează să se ducă mai mult, să ajungă cât mai aproape de steag. De data asta vom face mișcarea corect, da? Să vedem. Mult mai bine. Am câștigat încă vreo 3-4 metri. De acolo, în mod sigur, pot ajunge cu mingea în cupa destinației. Cum să exersăm ca să facem mișcarea asta drept? O soluție este să folosim două crose. Să le punem paralel pe pământ, de așa natură încât să respectăm direcția steagului. Bun. Distanța dintre ele este la început mai mare și pe măsură ce ne obișnuim, are să fie din ce în ce mai mică. Am spus să ne asigurăm că este spre steag. Nu era puțin mai spre stânga. Da? Ele sunt mai depărtate acum. Observați, devenim relativ siguri pe această mișcare dacă exersăm în modul acesta. Pentru a deveni absolut siguri că dăm corect, vom putea folosi un amănunt în plus. Extindem crosa. Vom ține două crose, una peste alta, și ne vom asigura că nu ne lovește crosa pe spate. Este ușor. Le așezăm în modul acesta, deci mă interesează să nu fac așa. Încercăm. Crosele sunt paralele, cele de jos. Noi ținem ambele crose sus și încercăm să lovim mai întâi mingea și să ruleze spre steag. Iarăși un mod în care putem exersa este punând geanta în față. Ne interesează ca mingea să sară peste geantă și apoi să ruleze către cupă. Să încercăm să vedem dacă putem. Ne așezăm la o distanță apreciabilă față de ea, semnând, eu știu, un metru jumătate, doi, și încercăm aceeași mișcare. Da? Mingea în spate, în stens. În stens însemnând în poziția picioarelor. Ele sunt deschise. Observați și bazinul și umerii sunt mai deschise către țintă, spre deosebire de ceea ce am învățat anterior. Aici este important pentru a putea împinge mingea către destinație. Încercăm. Asta e ce ne propunem. Ca mingea să ajungă atât de aproape de steag, ca în mod sigur următoarea lovitură să fie în cupa destinației. În cazul acestui traseu avem dreptul, conform regulamentului, să aducem din 4 lovituri mingea în cupa destinației. Să vedem dacă suntem în măsură să facem acest lucru.